este ziua internațională a păpușilor Ken, nu a păpușilor Barbie, adică masculul domnișoarei în plastic, da, care zice că e fantastic. Adică nu înțeleg, Ramona, de ce te bucuri? Bună dimineața! Pentru că încă nu s-a scos melodie cu iubitul ei Ken. Am înțeles. Da. Ați avut păpuși Barbie când erați, sau varianta de călărași? Mai puține, dar nu prea am avut. Am avut, îmi amintesc că îmi luase mama una la un moment dat și era neagră. N-am înțeles de ce. A avut din toate câte nimic. United Against Racism era campania mamei tale. Bună dimineața, Ramona. Bună dimineața. Da, la ăștia de la Ardeanca nu făceau Barbie, îți dai seama, și de-aia nu aveam posibilitate, ca să zic așa. Da, fiecare cum a putut. Cătălina, da, Prișan alături de noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Dimineața ați avut păpuși Barbie? Că părești genul. Nu. Am avut cowboy. Cowboy, da, din aia mici, călăreț, așa. Și pe Ghiuri, pe care l-avea toată lumea, pe Ghiuri. Ghiuri? Păpușa aia Ghiuri. Cum? Băiețelul ăla așa cu șepcuță. A, băiețelul cu șepcuță. Ghiuri. Nu, ce la noi Ghiuri? N-a ajuns în Banat, l-am văzut doar la alții. Ăla, ăla. Dar de ce-l chema Ghiuri? Păi noi de atunci eram prieteni cu... Ghiuri. Nu l-am avut pe Ghiuri. Tu și l-ai avut pe Ghiuri? Că-l cheamă Ghiuri, da. Dar voi ce aveați, de exemplu? La Risa, păpușa Donald. Corect. Lumea, cu da, moț. Aveam calul ăla cu bilă pe interior. Un cal galben sau albastru, după caz. Nu. Îl trăgeai după tine și făcea bila. Da, 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 da. Așa? Basculanta? Avutul basculantă. Fratele. Și nu te mai căra cu ea dacă era un pic mai mare, ba, legată, da, cu o sfoară? Și când punea frână, te și bascula. Bascula, ba, nu scula. Ba, asta e bascula mea, știi? Poate înțeleg copiii de astăzi. Mai exact, acum copiii... Copiii, da, de astăzi înțeleg că noi aveam... Eram uniți, foarte uniți. Da, aveam practic, în jurul partidului. În... Dacă luai blocul și îl feliai pe verticală sau pe orizontală, la orice etaj, la orice apartament, erau fix aceleași jucării. Da, așa se și chema, jucăria cartierului. Da. Deci, practic, da, invidia nu exista, pentru că tu era, aveai aceleași, da, jucării cu vecinul tău. Avea acum e invidia. Avea colegul nostru, Robi Sendrei, mă, avea... Păi da, bine, el avea neamuri. Ce, avea, ce? Avea, cred că 200 de soldăței, dar din aia de metal de plumb. Ma. Nu, ăștia cu rude de parte, nu, nu se pot. Pistoale cu capse, dar nu din alea de... Da, nu un cowboy de plastic. Din alea de... Chiar erau de... Da. Metal, da. Și colegul nostru, Robi, iată, celebru, mai celebru decât noi, cum a zis Mistrețu, prin 90 și un pic a primit un Nintendo. O Game Boy. Un Game Boy. Băgai carteluța aia în spate. Aveam, mă mustura aici degetele, sâmbătă și duminică. Noi n-aveam, aveam unul și îl împărțeam. Ninja. Tortul, adică tortul ninja. El a scos și vorba, așteptați să mă plictisesc de ele. Ca să înțeleagă tinerii, dar poate să uită și cei mai de vârsta noastră, nu numai jucăriile erau identice, dar dacă aduceți aminte, și mobilierul din, da, casă era la fel. Evident. Da, da. Adică și hainele și... toți aceeași sufragerie. Mă rog, erau două, ales două versiuni. Erau două versiuni, dar ce era fain era că mama unui vecin te putea trimite să cauți ceva pentru că era aceeași mobilă ca la tine acasă, găseai în același loc. Plus că toți aveam în exact același loc sertarul de medicamente. Da, da. Sertarul de medicamente, sertarul drama, de toate. Tragedia vieții mele reprezenta covorul. Covorul la care era de 3x3 și trebuia să le iau în cârcă să mă duc să-l bat la bătător. Și avea franjuri. Cu franjurile alea de oțet. Luai peria de oțet, o muiai în găleată și, Doamne, când au făcut parcarea și au stricat bătătorul ăla, a băut 3 zile cu ăla. Când am văzut că taie cu flexul bătătorul ăla, zic să văd unde mai bat ăsta acum. În fiecare casă de români exista o păpușă arădeanca ce avea mai multe stagii și mai multe ere. Atunci când o primeai și o țineai un an în cutie, cu folia aia în față, da, nu te jucai cu ea, sau dacă te jucai, o puneai la loc. Era stagiul 2 când o puneai undeva deasupra recamionului, nici nu știu cum se, cum, da, se spune. După ce făceai patul... Cum se spune la recamie în București, domnule? N-au ăștia, că sunt săraci. Recamier. Recamier. Era la studio. Studio, bravo. Studio. Stătea acolo până se umplea de praf. După, după care... ce puneai cuvertura și pernuțele, venea păpușa arădeanca, nu știu. Păpușa arădeanca, și care avea un ochi cu... tot timpul. Da. Niciodată nu i-a stat tot. Niciodată nu i-a stat. Era precum chinezoaica aia din când o făcea așa și făcea bătea un ochi. După care urma stagiu, ce tare ar fi să mă fac hairdresser, hairstylist, da, și te apucai să o tunzi. Da. Ai uitat un element esențial. Care? O rudă tânără
o împrumutai și era păpușica de pe mașină la asta era, ăsta era finalul. A, finalul. Că dacă nu împrumutai înainte, da, să aibă păr... Deci făceai piciorușele așa, o lipeai cu scoci. Eu am mai avut o rudă tot așa, a solicitat păpușa, de unde și vorba, ai grijă, bă, cum treci strada că te fac păpușă, cum striga domnul Dani. Când am venit în București, ideea era că am o rudă care a solicitat păpușa și cineva n-a fost atent și în seara de dinainte anunții s-a executat problema cu hairstylistul. Așa. Și a avut pe mașină anunt o păpușă urâtă. Da, dar i-a pus așa, mai mult, i-a pus un val din ăla mai. Băiețel, așa. Era tunsă bros. Era o păpușă pixie. A păpușă se renunța atunci când își pierdea o mână sau un picior? Niciodată. Și nu reușeai să-i pui, că era o șmecherie să-i pui. Exact. Niciodată. Te chinuiai cu o șurubelniță, cu... Ai câte... Dacă aveai și o soră mai mică, te completai frumos. Deci stai că mi-a reparat atâtea păpuși, arădea că am crezut că e ortoped. Dar, bine, dar, le puneam mai... La un moment dat avea două de dreapta. Uitați-vă mai la două mine, de stânga. Uitați-vă mai, la mine cu o soră mai mică cu 5 ani. Deci prin ce probleme am trecut eu? A, tu trebuia să le repari. Să repar. Bun, toate. Să înțeleagă și ăștia mici acum, care acum se ceartă pe câte ore au voie pe tabletă. Da. Și câte aplicații au voie să dea jos pe săptămână. Păpușa era ceva adevărat, adică puteai să pui mâna pe ea. Da, asta era tare. Băi, amărâților. Și nu vine de la manelistul, băi, păpușe. E, chiar era... Și ce e foarte important, că deși tableta îți strică ochii, sau cel puțin așa se spune acum, păpușa nu strica nimic. Da. Dar îi se strica ei ochiul. Știți? Apropo de maneliști, știți cum au maneliștii cicatricea? Nu. Cicalaca cicatricea. Amalia, mai tânără dintre noi, bună dimineața. Bună dimineața. Ai avut păpuși? Am avut noroc că mama a tot fost trimisă de la serviciu să plece prin străinătate și mi-a luat. Ne-a luat și mie și Andradei. Pardon. Dar stai mă, tu ești născută în 93. Nu, sunt născut în 91, dar nu în erau 91. Atunci. Nu erau atunci. Păi nu, s-a născut pe sărăcie, după aia și-au revenit. Da. Ne-a luat mami Barbie, de seama că trebuia să ia două. Barbie, Ken, Teresa, Shelly, parcă era bebelușul... Shelly era... Copilul lui Barbie. Copilul, mă rog, nu știu. Nici da. Shelly, da. Nu cred că știu. Așa, da, mai era o popul. Teresa era brunetă și creolă. La piele. A, trecut, da. Începuseră deja. Așa, și nu mai știu, mai era o păpușă, păi, care scapă cum aici acum. Să le spunem, să nu le spunem. Pentru că noi locuiam într-o localitate din vest înspre graniță, aveam tot felul de investitori, de comercianți, de importatori. Negustori. Negustori. Da. Târgoveți. Da, târgoveți, care aduceau marfă pe care o plăteau alții. Cum să zic? Sau nu o plătea nimeni după caz. Coți. Să zic? Da. Da. Și ei ne-au învățat care era marea șmecherie, că se băgaseră piuitoarele când au apărut păpușile Barbie originale, alea scoase de da. Mattel. Da, da, alea. Nu alte alea. Chestii. Undeva în pulpana dreaptă, domnișoara Barbie, practic, doamna în plastic, avea un chip inserat în zona unde se îmbinau cele două bucăți de turnătorie, ca să zic așa, știi? Și trebuia să fii atent să scoți chipul de acolo, să nu spiuie prin magazine după aia. Urmăriți emisiunea Poliția în alertă, Virgil Vochina. Mă, vreau să vă spunem că... Vreau să vă spunem că eram atenți la toate detaliile, da, când da. Cumpăram o păpușă. Da. Primii ortopezi de păpuși s-au născut la Reșița. Și primii chirurgi, da, practic. Să știi, da, eram... Să știi că la astea originale nu puteai să dai jos picioarele, nu se scotăiau. La nu care? La astea originale. Da, la nu, dar le operai. Nu, la astea le dădeam jos picioarele. Da, dar vreau să zic că la astea nu se puteau dau jos nici picioarele. Ce vorbești? Da, da, da. Și dacă mă gândesc bine, mama, chiar uite, te rog să-mi scrii, cred că încă le mai am acasă. Ce, sunt păpușile? Păpușile, da, tot. Plus că avem și casă, adică bucătărie, dormitor. Haideți, mă, lucrăm cu bogați. Erați bogați. Noi aveam o păpușă și o plimbam de la unul la altul. Ce-mi plăcea cel mai mult să fac e să le fac hăinuțe eu. Coseam, le coseam și le făceam hăinuțe. Ok, am înțeles, Amalia. Emisiunea asta se pare că e despre tine. Nu, chiar nu e despre Amalia mine, și bogățiile ei. Hai să ne întoarcem un pic și în negura timpului. Da. Vlăduț, bună dimineața! Bună dimineața! Coborâm un pic! Cât de greu făceai rost de jucării când erai tu mic? Păi cum să nu fac rost de jucării? Pentru că eu când eram mic nu eram în România și aveam orice jucărie. Erai burghez! Avea și valută, neamul în străinătate.
Da. Ce dosar complicat. Ți-am aminte de vreo jucărie din asta celebră? Da, am foarte multe, foarte multe și, sincer să fiu, dacă știam, chiar aduceam o jucărie pe care o am chiar de când aveam 3 ani jumate sau 4 ani. Păstrezi așa ceva? Da. Mi-au păstrat-o bunicii și o am încă ce într-un sertar. Ce e? Să vă spun ce e? Da. E o păpușă. Foarte bine. A doua mâine, să o vedem. Ok? Da, chiar. Da. De când aveai 3 ani jumate, ți-o da. Păpușă? Da, da, aveam o păpușă. Pe lângă mașinuțe și alte am înțeles. Minuni, aveam și o păpușă blondă. Băi! Michi, ce s-a întâmplat? Mariane Rosenberg, iară... Da, există pe YouTube Mariane Rosenberg? Asta este... Da, e muzica preferată a lui Vlăduț. Ia dă-i un pic mai tare să auzim un pic. Ia. A, nu. Ce zic eu, ce aud de surdul? Da. Astăzi, pentru copiii mai mari, este ziua fără fumat. Deci nu se face școala azi? E chis liceu? Ziua mondială a creștilor de urechi, Michi Surdule. Și pentru zona de semi-prezentatori este ziua în care te simți deștept și sexy. Răzvan! Foarte bine! Răzvan! Foarte bine punctat! Ia zi, Vlăduț. Apropo de jucărie, astăzi este ziua lui Donald Duck, Donald Rățoiu. Poftim? Azi e ziua lui Donald Duck. Dai și tu o jumate. Bun, hai să revenim. Ne cerem scuze că am zis de... Gala de Selia Ribat, Viorica. Ne cerem scuze că am zis că ăștia micii la liceu fumează. Nu este deloc adevărat. No. Eu ieri am vorbit cu un... Chiar am vorbit cu un puști. Și am întrebat, bă, ia zi drept, voi fumați? Asta e old school, bă. Nu fumă, cum să fumă, mă? Bă, zi, se fumează la voi în liceu? Nu, mă. La noi nu se fumează. La noi se vapează. Păi și zic, și unde vapați? Tot la garaj în spate? Nu, mă, nu mai mergi până acolo. Vapezi în clasă. În baie, că n-au voie să intre profesorii. Auzi. Păi cum n-au voie să intre profesorii? Eu unde fac? Păi da, dar fumezi, vapezi la fete. Nu s-a schimbat nimic. Ar trebui să învățăm și cum se aruncă bățul de chibric cu scuipață. Bă, nu s-a schimbat nimic. Doar că iau cum și fenomenul de bullying, noi nu știam că îi zice așa. Da.